Trec deja în terenul advers, urcă și la Tovlevici, mingea este la Tănase. Tănase rezistă, rezistă, da, rezistă. Și centrează offside. Pentru offside-ul lui Rusescu. Finalizarea de la margine. Rămâne cu 17 goluri. Rămâne cu 17. Hidișan este atenționat de Colțescu. Asistent este Alexandru Vodă. Da, pare să fie offside, un pas prea grăbit făcut de Rusescu, un pas grăbit înainte. Ambele părți. Da. Da, e mai bine pentru un stângaș de acolo. Arată la Tovlevici, este un suporter intrat pe teren. Avem o galerie recalcitrantă astăzi, galeria Clujului. Problema este că s-a apropiat extrem de periculos de Tătărușanu, motiv pentru care au sărit instantaneu jucătorii de pe banca Stelei. Tărușanu se resimte. Pentru ce totuși? Cred că s-a dat cu ceva gaze pe acolo. Cu gaze lacrimogene. S-a dat cu gaze lacrimogene în tribună. Păi da, și... S-a dat cu gaze lacrimogene în tribună. Dar cel care se resimte este Tătărușanu. N-au nimic suporterii clujeni. Clujul nu moare. Scrie pe un banner uriaș. Clujul nu moare, dar galeria nici nu prea lasă să trăiască cu asemenea gesturi. Îl împinge încolo. Da, îți dai seama că Liga Profesionistă va da niște amenzi după acest meci. Nu se mai gândesc ei la asta. Știu că oricum le este greu, dar vor să iasă în evidență. Acum știu că îi vede lumea la meciul cu Steaua. Au ieșit într-adevăr în evidență. Acum există și o explicație. Faptul că firma care asigură, mă rog, securitatea acestei partide este neplătită de nu știu câte luni. Până la urmă își face datoria de câți bani primește. Nu, aici nu sunt de acord cu tine. Nu, asta se întâmplă. E ceea ce se întâmplă. Uite cât au intrat toți cu... Nu ești plătit, nu mai prestezi nimic. E ceea ce se întâmplă. Cosmin, e ceea ce se întâmplă. E ceea ce se întâmplă. Deci nu și-a făcut datoria, uite-te, au sărit până acum, au zburat zeci de grenade și de bombe. Nu sunt plătiți, nu mai vin, nu-și mai fac treaba deloc și nu pornește meciul. E posibil să se și oprească. Alexandru Boc, observator din partea Ligii Profesioniste, îți dai seama că suporterii Clujului... Unul dintre cameramanii noștri... Este aruncat de acolo. Au ce au cu cameramanii, da, cade din... Au mai fost probleme, știm bine. Cade cu camera. E clar că cred că și-au făcut un scop din a întrerupe acest meci. Asta... Da, sunt toate șansele să am fi avut 20 de minute din acest meci. Ei își dau seama că îi vede toată lumea, dar nu știu dacă își dau seama de repercusiuni. Închideți comunicația. Să iasă în evidență, au reușit acest lucru. Continuă să zboare fumigene și torțe din tribune. Jocul reluat. Noroc cu pista de atletism din spate, da, că altfel da, să da, știi da. Că nu se putea. Au fost inspirați, multă lume a reproșat că stadionul ar fi mai aproape de poarta adversă și tatu în spatele său. Râpă, combină cu Chipciu. Râpă se duce la învăluire. Chipciu încearcă o pasă bună spre Pintilii, bună ideea. Râpă acum, centrează mai bine.
Încercare de lovitură de cap a lui Tatu, Tănase, trimite spre poartă, poarta goală și înscrie, cine altul decât Rusescu. Rusescu la golul 18, acum a egalat-o pe Universitatea Cluj. Rusescu al patrulea meci consecutiv cu Universitatea Cluj în care înscrie. A fost o mingere respinsă, da? Greșit aici de Ninu, veți vedea, cu capul. Vine centrarea. Prima centrare bună a lui Rupa. Și aici Ninu respinge greșit. Ninu era ocupat să-l marcheze și să-l împingă ușor pe Tatu. Samoilă respinge exact în piciorul lui Rusescu. Sarcină simplă pentru golgheterul campionatului. 1-0 pentru Steaua în minutul 35. Prea multe erori în fața Steaua. 5 la corner, Bourceanu, sunt 5 jucători ai Stelei în care vine acolo sfundat și central. De pe linia porții de 2 ori cer hands acolo steliștii. Nicolici a dat cu capul în această minge. Vedem faza precedentă pentru că a fost o fază interesantă. Nicolici dă cu ceafă acolo, a mai dat el cu urechea. Falca. În meciul cu Copenhaga, da. Aici a dat cu... Aici e cum scoate cu pietul. No, nu se poate, nu se poate da, nu se poate da. Vezi ce investițiile pe care le-a făcut odată, revedem din altul. E greu de bănuit cu ce parte a corpului a dat Nicolici. Vasile Gheorghe este la margine, pasa pleacă însă spre Dedu. Chiricheș. Ce greșeală! Și mingea traversează careul Tătăruș. Iată reluarea. Au fost două greșeli, da, situații asemănătoare. Râpă mai întâi, da? Dă ceva spre propriul portar, da? Iar apoi Tătărușanu. Da, era imposibil că se dea de acolo cu stângul și printre picioarele lui Tătărușanu. Dar n-a fost departe. Frumoasă reluare. Urmează minutul 91, vor fi reacții de aici de la Cluj după această partidă în care Steaua continuă să aibă avantaj de un gol. Sunt doi jucători căzuți. Unul dintre ei este Râpă, care se ține de genunchi. Asta ar mai lipsi. Din nou fără fundaș dreapta. Celebru blestem fundașul dreapta. Dar să știi că i-a prins rău piciorul acolo. Vrut să intre la minge, asta e altceva, Vasile Gheorghe, și el s-a accidentat serios. Totuși inexplicabilă agresivitatea cu care a atacat Vasile Gheorghe, o minge în